Locatarii blocului 1E de pe strada Simeon Bărnuțiu din municipiul Zalău sunt revoltați pentru că firma OMS a uitat să le racordeze blocul la rețeaua de canalizare. Oamenii au fost nevoiți să suporte toată vara mirosul infernal de pe casa scării. Reprezentanții companiei de apă au sosit astăzi la fața locului pentru a racorda blocul la canalizare. În această situație se mai află încă 5 blocuri din municipiul Zalău. Aceștia ne-au declarat că în 2-3 ore situația va fi rezolvată. De câte luni blocul 1E nu este racordat la rețeaua de canalizare? Am făcut o sesizare la primărie și din data 26.07.2011 s-a făcut plângere scrisă. Și până în data de astăzi, cât e 15, nu au venit băieții să facă nimica. Am făcut plângere la primărie, la compania de apă, la compania de apă sucursală Zalău, sucursala Cluj. A venit hârtie că într-adevăr avem dreptate, au uitat să facă barșa, firma de canalizare, care executa canalizarea în Zalău, firmă din Ungaria, am înțeles. Și au zis că au contactat firma, dar când or avea timp. Stăm din 26-7 fără canalizare la subsol. S-a făcut scurgerea la subsol, au improvizat cu saci de hârtie, s-o spart țevile, mizeria la subsol. Plătim canalizarea, dar normal canalizarea stă la subsol. Cine o să vă facă curat acum la subsolul blocului? Am cerut în hârtia la primărie, am cerut să facă reparația și să facă și compania de apă, care a uitat, deci compania de apă fiind cu recepția. O recepționat că s-o făcut lucrările, dar nu s-o făcut. I-am rugat în hârtie ca să facă curățenie. Reprezentanții firmei ne-au spus că dumneavoastră, locatarii, o să faceți în cazul în care sunt probleme de la conducte, deci cum că ar fi conducte sparte. Nu. Din cauza presiunii care s-au acumulat pe țevi, fiindcă au pus saci de hârtie, firma din Ungaria, au pus saci de hârtie până se întărește betonul. S-au opresat țevile și au mers la subsol. Între timp a reparat înapoi. Și acum mizeria nu mai avea unde să scurgă dacă ei scurgerea nu au făcut-o. Cât vor dura aceste lucrări? Este vor dura între 2 sau 3 ore. 2 sau 3 ore? Dar cine a uitat de fapt să racordeze aici? Cine e vinovat pentru ce s-a întâmplat? Nu știu să vă spunem noi. Că alții au coordonat lucrări, nu le coordonat compania de apă, lucrări au coordonat de OMS-ul. Așa, deci ei trebuiau normal să vină să efectueze lucrarea, dar v-au trimis pe dumneavoastră. Nu ne-o trimis pe noi, ne-a venit să-i racordăm, nu ne-o trimis pe noi, pentru că ei... Da, aici. Au contractul cu toate lucrările care se fac în zi, ci. Firma Citadin este cea care va trebui să asfalteze carosabilul în urma lucrărilor efectuate de către compania de apă, însă acest lucru va fi posibil de abia după ce vor fi recepționate mai multe lucrări din municipiul Zalău. Curios este că cei care au recepționat aceste lucrări nu au observat că nu au fost executate corect.